Luna aprilie a debutat cu vreme de vară, iar temperaturile de peste 25 de grade Celsius se vor mai înregistra și în următoarele două zile. Pe timpul zilei, cerul va fi în cea mai mare parte senin, însă pe parcursul nopții se vor mai aduna norii. Temperatura va fi foarte crescută. Mâine, pe 6 aprilie, valorile de temperatură în zona Giurgiu vor fi în jur de 26 de grade, deci vom avea zi de vară. Deci maxima peste 25 de grade înseamnă că este zi de vară. Poimine mai mult, 27 de grade, deci temperaturile sunt foarte crescute. Suntem în sezon, să zicem, de iunie, practic, așa, cu aceste valori. De vineri își vor face apariția ploile de scurtă durată. Cerul va fi parțial noros, iar temperaturile vor scădea până la 22 de grade. Sâmbătă și duminică vor fi temperaturi de maxim 18 grade, dar tot va fi mai cald decât normalul perioadei. Sunt valori care sunt în general peste 9 grade. Deci am spus că normalul este 3 grade, noi suntem cu 6 grade la minime peste normal. Iar de data, deci ca și caracteristică termică, după aceea de vineri, pe fondul instabilizării vremii, când pot apărea și descărcări electrice, fenomene de averse, fenomene de vară, așa, temperatura deci scade, asociată cu aceste fenomene și cu precipitațiile care vor fi mai consistente sâmbătă și duminică. Din prima zi a săptămânii viitoare nu vor mai fi precipitații, iar temperaturile vor mai crește treptat de la o zi la alta și se vor situa în jurul valorii de 23 de grade Celsius.